început în forță astăzi de dimineață, cum se pune acum voluntarii și care va fi scopul final? Am început la ora 9 fără un sfert și deja la aproape 2 ore de când am început șantierul pereții locuinței sunt sus. Ne propunem ca vineri să înmânăm cheile celor două familii parteneri din cumpăna care vor avea în sfârșit un loc pe care să-l numească acasă. Voluntarii lucrează, după cum îi vedeți, cu foarte multă inimă. Să știți că aici pe șantierul Habitat for Humanity vin ca voluntari, dar pleacă prieteni cu familiile, pentru că familiile lucrează cot la cot cu voluntarii la clădirea propriului vis. Și chiar a fost un voluntar care a spus că acești pereți nu sunt doar pereți de lemn, pentru că ei au în ei o urmă și o părticică din inima voluntarilor care au lucrat aici și care au pus suflet la ridicarea acestor case. A zis că lucrează împreună. Mulți dintre ei, evident, nu au experiență în construcții, dar prin pe parcurs? Prin pe parcurs, unii au experiență, ne bucurăm săptămâna aceasta de specialiști care au experiență în construcții, unii nu au avut niciodată un ciocan în mână sau un fierăstrău electric în mână. Avem echipă de specialiști pe șantier, la fiecare 3-4 voluntari există un specialist care învață la fiecare pas ce este de făcut și astfel casele prin conturi cu fiecare oră care trece. Nu sunteți evident la primul proiect de acest fel, dar la sfârșit, când dați cheia omului, ce sentiment vă încearcă? Este un sentiment foarte profund de mulțumire că ceea ce faci ai făcut bine, că un copil în sfârșit o să aibă o cameră a lui, că o familie în sfârșit va putea să doarmă liniștită știind că are un loc pe care să-l numească acasă. Care este următorul loc unde veți construi? Următoarea zonă? Nu știu. Construim în principal în zonele de sud și est ale României. Avem planuri pe termen mai lung în aici, în Cumpăna, să construim mai multe locuințe. De asemenea, am început luna trecută să construim în județul Bacău. Suntem de asemenea prezenți și în Prahova și în alte localități din sudul și estul țării pentru construirea de locuințe și nu numai, pentru că suntem implicați în comunitate și prin construcția de școli, dispensare sau alte tipuri de centre comunitare și de clădiri comunitare. Cum până când veți mai construi o astfel de casă? Cu ajutorul sponsorilor, pentru că trebuie să o spunem și pe aceasta, depindem de finanțare, depindem de fonduri. Dacă lucrurile o să meargă bine, la anul intenționăm să ridicăm alte, cel puțin 10 locuințe aici. Mare că de dimineață a început munca aici. Sunt foarte mulți voluntari. Să ne spuneți despre proiect. Așa este, de dimineață la ora 8 a fost deschiderea șantierului. Un număr de 63 de voluntari. Toți au fost contactați de către Habitat for Humanity România și acestora li se alătură voluntarii din Cumpăna. Când spun voluntarii din comuna Cumpăna, sunt primii beneficiari, locatari ai acestor case construite în anul 2018, proiectul 8 case în 5 zile. Și uitați, acum construim două case, este adevărat, tot în 5 zile. Diferența este că atunci erau 350 de voluntari, ori acum sunt numărul pe care l-am rostit mai devreme. De ce? Habitat a venit în Cumpăna în anul 2006, am continuat apoi în 2010, am construit primele 10 case și nevoile locuitorilor comunei Cumpăna peste 35 de ani, deci nu pot să fie beneficiare locuințelor de tip ANL, ne fac pe noi, administrația publică locală, să căutăm parteneri, să căutăm alte surse, alți investitori care să poată să aducă siguranță oamenilor care au nevoie de acoperiș deasupra capului. Este un proiect în care am crezut, cred și îl vom continua. Vedeți, casa de acolo este deja începută. Așteptăm să o continuăm. Acolo sunt 4 case, deci e un quadruplex care va fi dat în folosință. Sperăm noi și el până la sfârșitul anului acesta, 2021. Însă tot terenul este pus la dispoziție de prin hotărârea Consiliului Local. Infrastructura e adusă aici, la fața locului, apă, canalizare, gaze, lumină și este și păcat să nu căutăm în continuare surse de finanțare, să fim alături de Habitat România pentru a ne ajuta pe noi înșine, locuitorii comunei Cumpăna. Mulțumesc tuturor celor care sunt voluntari la Cumpăna în această săptămână caniculară, dar care vor aduce multă bucurie în sufletele a două familii. Înțeleg că nu e primul an în care faceți voluntariat și nu e primul proiect, deci ați ales să vă alăturați și de data aceasta. Așa este, lucrez pe șantierele Habitat din anul 2019, am participat la un ultimul Big Build organizat, cel de la Vaideni, din județul Vâlcea. Anul acesta s-a reluat activitatea și luna trecută am fost la Poduri, în județul Bacău. Am ridicat și acolo 4 case pentru
cei aflați în nevoie. Iar acum continuăm cu cumpăna și sunt sigur că voi merge și la alte șantiere Habitat. Poate vă veți întreba de ce este următoarea întrebare, pentru că pur și simplu îmi place foarte mult atmosfera de aici. Oamenii sunt extraordinari, energetici, munca asta în echipă îți dă o satisfacție extraordinară și e un mediu foarte bun în care să lucrezi, evident, chiar și pe gratis, ca voluntar. De ce lucrez ca voluntar? Pentru că mă oferă satisfacții. Ați adus experiență în ultimii ani? Oho, categoric și chiar mă va ajuta și în alte activități, chiar și pentru propria casă, să zicem, sau ai ceva de construit, poate nu o casă întreagă, dar aici vezi foarte bine care sunt toți pașii, vezi de câți oameni ai nevoie să te ajute, vezi care sunt operațiunile, cum să faci astfel încât să nu te accidentezi, pentru că aici pe toate șantierele Habitat sunt norme foarte stricte de securitatea muncii. Și chiar am exemple foarte bune în acest sens. În legătură cu faptul că la sfârșit anumiți oameni o să beneficieze de aceste case, ce sentimente? Asta cred că e cel mai frumos lucru. Eu mai lucrez și pentru ca voluntar și la SOS Satele Copiilor România și acolo este la fel. Satisfacția este extraordinară când vezi că ai reușit să înveți pe copii să deprindă ceva. Acolo deprindem grădinăritul, electronica și alte scheme de acest gen și practic înveți că ei pot să aplice în practică lucrurile învățate la școală. E vorba de a diminua acel analfabetism funcțional de care vorbim. Iar aici, pentru beneficiarii acestor locuințe, este extraordinar să le cunoști poveștile de viață, să lucrezi alături de ei, să le vezi tot așa copilașii, ce cumin sunt, ce aspirații au și, practic, se creează o legătură și peste ani, pentru că noi rămânem în contact cu familiile și peste ani și vedem evoluția și este, cum să zic, o sinergie extraordinară și ca activitate fizică, dar și emoțională. Cam câte persoane sunteți astăzi aici? Cam câți voluntari? Păi, în principiu, la o casă, cam 40 de oameni lucrează. Bine, numărul fluctuează puțin, o dată mai mulți, o dată mai puțin. Prima zi este într-adevăr spectaculoasă pentru că vezi cum se ridică casa de la un nivel zero, în câteva ore ai pereții ridicați, ai fermele, mâine se întâmplă altceva interesant, după aia începe montajul acoperișului și vineri vezi casa în picioare, mai trebuie doar să zic finisajele efectuate interior, în rest casa e construită și asta îți conferă un sentiment extraordinar de împlinire pe care îl trăiești alături de ceilalți. De la ce oră sunteți pe șantier? De la ce oră a început lucrul? Programul este 8-17, avem și o pauză de masă, mai avem și aceste mici pauze în care vorbim între noi, socializăm, ne cunoaștem mai bine, care, cine, de unde vine, care e background-ul, care sunt aspirațiile, vorbim și cu familiile beneficiare și sunt foarte multe informații și tehnice și emoționale pe care le aflăm și așa se construiesc niște relații cu bătaie lungă, aș putea spune. Prima dată voluntar. De ce? Pentru că vreau să fac un bine la rândul meu și pentru că îi cunosc de foarte mult timp pe cei de la Habitat for Humanity și mi se pare că ceea ce fac ei este absolut fantastic. Faptul că ajută fără să ceară nimic și fără să primească nimic la schimb. Și asta îmi doresc și eu să fac la rândul meu, să-mi acord puținul pe care l-am, timp și voință și mușchi, de ce nu? Și dacă pot să fac un bine, voi încerca întotdeauna să ajut. Se combină cumva meseria dumneavoastră de zi cu zi cu ce veți face aici? Absolut deloc. Eu am muncă la birou, stau tot timpul în fața calculatorului și tocmai de acesta este un alt motiv pentru care mi-am dorit să ies puțin din aria mea de confort și să încerc să fac altceva. Când ați aflat despre acest proiect? Am aflat marțea trecută, deci în urmă cu nici o săptămână. Am fost contactată de cei de la Habitat for Humanity și am spus da fără să stau pe gânduri. Deci veți mai participa, ca să spun așa, la astfel de proiecte ale lor? Eu mi-aș dori, cu siguranță, dacă le va plăcea ce fac aici și dacă va fi totul în regulă, cu siguranță, dacă voi fi chemată. Îndemnați și alte persoane să vină să facă voluntariat? Absolut. Și nu este vorba numai că îndemn eu, asta ar trebui să vină din noi, din fiecare, pentru că nu toată lumea este atât de norocoasă ca noi și când putem să facem un bine, din toată inima, da, deci absolut.